Proiectul privind modernizarea unor străzi din Râmnicu Sărat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a fost aprobat de Consiliul Local Râmnicu Sărat cu unanimitate de voturi la sfârșitul lunii februarie. Potrivit documentelor, arterele care urmează să fie asfaltate sunt situate atât în zona centrală a orașului, cât și la periferie. Este vorba de 55 de străzi, însumând 15, în jur de 15 km de asfalt, străzi mai lungi sau mai scurte, situate în zone centrale sau mai periferice sunt situații despre care am discutat și cu cetățenii, sunt decizii pe care le-am luat în cunoștință de cauză. Proiectul de asfaltare a celor 55 de străzi, are o valoare de aproximativ 19 milioane de lei și a fost depus astăzi la Ministerul Dezvoltării Regionale. Proiectul acesta fiind deja depus la Guvernul României pentru finanțare prin PNDL, Planul Național de Dezvoltare Locală. Printre străzile care urmează să fie asfaltate se numără 8 martie, Pietrele Fetei și Poiana Mărului, artere pentru care cetățenii care locuiesc în zonă au cerut deseori să fie modernizate.